Bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sport Club, o ediție specială, având în vedere că v-am obișnuit să vă relatăm din sportul buzoian în zilele de luni. Astăzi, în prag de weekend, vorbim despre și cu cea mai bună sportivă a Buzăului, minunea blondă Marina Baboi. Nu râde că așa e, și cu domnul Dovitu Tudorie, antrenor coordonator Gloria Buzău. Vom dezbate în prima parte a emisiunii anul sportiv al Marinei, înainte și după înregimentarea la clubul buzoian SCM Gloria. Marina, e bine ai revenit la noi în studio. Bine v-am regăsit. Vorbeam acum 2 ani de zile, cred, dacă nu mai bine, despre, era utopie, deci atunci chiar ni se părea utopie, despre reîntoarcerea la un club buzoian. Și evident atunci am convenit cu toții că nu se poate, pentru că așa erau condițiile. Iată, de la 1 iunie ești tot sub culorile roșii-albastre. Eu țin cu Dinamo, dar asta e altă treabă. Cum a fost trecerea la Gloria? Eu mi-am dorit foarte mult să revin la Buzău și să alerg pentru orașul meu. Au fost niște momente în care și dânsii și-au dorit cei de la SCM și eu și am reușit într-un final să legăm o colaborare. Da, toată presa buzoiană a apăsat așa pedala de accelerație în momentul în care s-a constituit clubul încă din august anul trecut, că de ce, iată, nu e și cea mai bună sportivă buzoiană înrolată. Ții minte, vorbeam o dată cu domnul Tudorie, era în martie foarte friguros și vântos și ne promitea așa din culise că transferul e posibil să se facă, dar nu era nimic cert. Domnul Tudorie a fost, să zicem, unul dintre artizanii acestui transfer către Gloria. Da, așa este. A fost niște probleme la început, nu știam exact dacă Marina o să reîntoarcă la noi la Buzău sau nu știu, au fost niște neînțelegeri, dar după aceea am reluat discuțiile și a fost foarte bune că le-am luat după Campionatul Național de Sală, că a fost foarte bune și pentru ea și pentru noi ca club și a fost un câștig pentru noi și bănuiesc și pentru ea că a ajuns să concureze pentru culorile clubului nostru, SCM Gloria. Ce să spun, peste câteva zile avem un an de zile de când s-a înființat secția de atletism. Clubul Vințes a făcut deja un an. Am pornit la drum cu un număr de 16 sportivi. Pe parcurs am mai apărut câțiva. După aceea, ultima care a venit Marina, care este a noastră, a clubului SCM. Am propus ca obiective 10 medalii la început, pentru că nu știam dacă Marina va veni la noi sau nu. Dar, ținând cont că a venit la noi, am obținut 57 de medalii la secția de atletism, dintre care 36 de aur, 11 numai Marina le-a adus de titlul de campion național, plus 8 de titlul de campion național, 3 balcanice și una de argint. Da. 57 de medalii cred că ar fi o recoltă bună și pentru un centru de colectat fier vechi, ca să facem o glumă. Marina, suntem la finele unui sezon, de fapt sezonul de atletism s-a încheiat. Deja trecem peste, medaliile sunt ok, niște realizări, dar și niște statistici. Spune-mi care a fost cel mai greu concurs pe care l-ai avut anul ăsta. Anul ăsta a fost tot anul, de fapt, tot anul a fost extrem de greu pentru că am avut și bacalaureatul și a fost o perioadă așa foarte agitată, nu știam exact în ce parte să o apuc și ce am de făcut. Tot anul a fost unul dificil pentru mine, nu știu, cred că campionatele mondiale au fost un concurs extrem de dificil unde am avut o foarte mare presiune și niște emoții foarte mari. Uite, chiar imaginea sunt chiar de la Tampere, frumos oraș. Da. De la campionatul mondial, aici ai ieșit pe 2 în serie. După ce ai pornit extraordinar de bine, adică se cunoaște puțin moștenirea asta sălii de 60 de metri. Da, cu siguranță. Cum a fost concurența aici la Tampere? Aici sunt alte imagini. Au fost la start cei mai buni atleți ai lumii până la urmă la categoria mea de vârstă. A fost un concurs extrem de greu și de dificil cu o presiune extraordinară, cel puțin pentru mine. Pentru că mi-am propus să ajung cât mai sus în clasament. Am reușit să ocup locul 14, ceea ce e mult mai bine decât mi-am propus eu. Bine, niciodată nu e suficient de bine până la urmă. Puteam, cine știe, poate să ajung și mai sus. Noi ți-a ținut pumnii să vii, să știi. Sunt sigură. Așa a fost să fie, am rămas doar în semifinale, însă pentru mine e o realizare extrem de mare, locul 14 fiind cel mai bun loc al meu de până acum la un campionat european sau mondial. Bănuiesc că și trecerea asta este destul de grea.
de la juniora la tineret, de la tineret la senior. Ok, un sportiv de performanță, să zicem că nu resimte atât de tare. Dar sunt sigur că, uite, dintre sportivii care au concurat la Tampere, vom vedea peste câțiva ani, adică unele dintre numele pe care le-am văzut acolo, le vom vedea și la marile întreceri internaționale. Cu siguranță. Au fost mulți sportivi care au participat chiar după campionatul mondial, au participat la europenele de seniori, unde au reușit să ocupe poziții bune și cu siguranță o să auzim de ei peste câțiva ani și la concursurile mari. Cea mai neașteptată performanță a anului care a fost? Tot anul a fost relativ neașteptat și toate performanțele din anul ăsta au fost relativ, nu știu, n-au fost așteptate, pentru că în sală am reușit să fug un timp foarte bun, la care nu mă așteptam nici eu, nici antrenoarea mea. Mă așteptam să fug undeva la 11.40, 11.45, asta fiind obiectivul meu din anul acesta, însă a reușit să alerg 7.36, amândouă am fost surprinse. Și ne-am bucurat foarte tare. Și în aer liber am reușit la campionatele internaționale României să fug 11.51 pe 100 de metri și 23.81 pe 200, amândouă fiind recorduri personale ale mele. 11.51, spuneai tu astăzi la o conferință de presă, colegul meu Sorin Petre a fost și afirmat, m-am uitat și eu pe înregistrare, tu ai undeva target, să zicem 11.30, dacă nu chiar și mai jos. Mai jos în sens de timp, adică un timp și mai scurt. E posibil în următorii 2-3 ani? Bănuiesc că și asta necesită ceva timp. Necesită foarte mult timp, pentru că par așa câteva sutimi de secundă, însă fiecare sutime de secundă costă ore de antrenament, zile de antrenament, ani de antrenament ca să cobori câte sutime de secundă. E foarte mult de muncă, însă eu îmi doresc în viitor să ajung să am un record național, pentru că acești timp înseamnă un record național și obiectivul meu pe termen lung. Da, domnul Tudorie, cum e să lucrezi bine? Stafful Marinei cuprinde mult mai mulți oameni pe care o să-i amintim, evident. Cum e să lucrezi cu un sportiv tânăr, cu un sportiv despre care știi că are potențial? Bănuiesc că este mult mai greu decât să lucrezi cu un om care deja e consacrat, a trecut așa de treptele profesionismului și a ajuns la 27-28 de ani. Da, exact ca un bibelou. Trebuie să ai grijă de el, să lucrezi foarte bine cu el, să-i formezi, să-i dezvolți alergare, să-i dezvolți capacitățile necesare pentru a ajunge la marea performanță. Că dacă nu știi să lucrezi cu el, nu știi să-i dozezi efortul când este mică, atunci sigur nu va ajunge la mare performanță la senioare. Deci, cum a fost ea, a avut mare noroc, a avut un antrenor la început care poate să spună 3 ani de zile, a făcut numai jocuri cu ea. Și a știut să o formeze, că dacă nu știa să o formeze, atunci putea să nu mai ajungă la nivelul ăsta care a ajuns. Deci e mare lucru să ai un antrenor la început, la juniori, să te formeze și să te ducă mai sus. Dacă ne uităm acum, fie vorba între noi, dacă facem referire la toți sportivii de clasă mondială, aici mi-au repere și din fotbal, evident, toți sportivii de clasă mondială amintesc de fiecare dată de primul lor antrenor. Mai nou, în România avem o tară, așa, un mare defect, trecerea asta de la vârsta junioratului la cea a profesionismului. Și am vorbit cu mai mulți antrenori, atât de atletism și cu dumneavoastră am avut câteva discuții și cu antrenori din alte sfere ale sportului, este foarte grea trecerea. Se pierd foarte mult sportivi. Care e cauza? Cauza, v-am spus cum este, deci este trecerea asta de la un pas care l-ai în momentul respectiv și la cel care îl faci. Aici trebuie să știi să-l treci, pasul ăsta, deci e un prag de a trece. Și dacă te zici, cum a fost și Gabriela, sau tot așa, a trecut de la junioare, dar a trecut foarte bine, a știut să o treacă foarte bine la senioare. Ea când a trecut la senioare, deja a ieșit vicecampionă mondială. Deci aici trebuie să știi să ai omul în spate, cum are și acum doamna Doina, care este alături de ea și este o antrenoră foarte bună, care știe să o ducă din spate, că asta înseamnă, să ai omul din spate ca să te ducă acolo unde trebuie, că dacă nu-l ai, nu poți să ajungi. Da, bineînțeles, și tu trebuie să-ți dai interesul ca să poți să ajungi acolo. Da, Marina, bănuiesc că nici e greu să fii adolescent și în același timp sportiv de performanță. Nu știu, sunt, doamne iartă-mă, cantonamente, serii în care ajungi și de abia aștept să vezi patul și nici măcar nu s-a înserat bine. Bănuiesc că nu e o viață foarte tentantă pentru un individ de 18-19 ani, fie că este el băiat sau fată.
Depinde foarte mult ce îți dorești. Dacă îți dorești să faci performanță și să ajungi undeva în sport, cu siguranță lucrurile astea nu se mai par o povară. Dacă mintea ta e în altă parte și nu știi cum să ieși și cum să pleci și cum să ajungi prin cluburi sau eu știu pe unde, atunci n-ai cum să te împaci cu performanța. Performanța cere niște lucruri pe care dacă le înțelegi, cu siguranță o să o și atingi. Da, uite, de exemplu, amintești, dacă mintea ta era în altă parte, tu ai avut anul ăsta bacalaureatul. Bănuiesc că au fost niște griji la un moment dat care e posibil să-ți fie afectat sau altuia să-i fie afectat performanțele din sfera sportului. Da, eu am avut atunci o perioadă foarte dificilă în care mi-era foarte greu să mă adun, să mă concentrez și pe partea cu școala și pe partea cu antrenamentele, pentru că trebuia să le fac pe amândouă simultan. Însă am reușit să le echilibrez cumva și să trec cu bine peste perioada aceea, imediat după examenul de bacalaureat, reușind să câștig internaționalele cu un timp foarte bun, cu cel mai bun timp al meu, de fapt, alergat anul ăsta. Apropo, uite, sprintul și, în general, alergatul pe distanță, e una dintre cele mai competitive probe din atletism. Se știe, elita, știm, e greu, e foarte, foarte greu să pătrunzi în elită. Până și unul ca mine știe acolo câteva nume de sportivi care au dominat, sunt sportivi care domină. Și în general vezi 8-ul ăla de start cam pe la toate competițiile în finale. Cât de greu e să pătrunzi, mai ales dintr-o țară ca România sau din estul Europei, în elită? Pentru că sunt foarte puține exemple care au reușit. În momentul în care ajungi și alergi un timp și faci o performanță, în momentul acela ieși mai ușor în față. Eu, de exemplu, după concursul de sală, după sezonul de sală, de fapt, și după timpul pe care l-am alergat, am fost invitată la un concurs IAF în Japonia, unde, din păcate, n-am putut să merg pentru că era în aceea zi cu examenul de bacalaureat, dar am fost invitat acolo, concurs la care a participat și Justin Gatlin, de exemplu, și alte nume mari. Uite, de dobul ăsta chiar știu și eu. Adică... Da, da, da. A fost un concurs foarte mare unde, din păcate, v-am spus, n-am putut să ajung, însă cred că așa faci cumva trecerea și te afirmi într-un fel. Făcând o performanță, realizând un timp, așa ajungi să fii văzut. Îți lipsesc, având în vedere, ok, e o sferă destul de restrânsă și aici la noi. Sunt naționalele României, acum tu ai câștigat și la senior, sunt balcaniadele. Îți lipsesc competițiile cu adevărat mari, să zicem, ai vrea să arăți și cu adversari. Uite, ai avut-o pe american ca aia la Tampere. Bănuiesc că altfel să ai un adversar foarte, foarte bun, constant să-l ai. Da, e foarte bine să ai pe cineva lângă tine și să ai adversare puternice. Mie îmi plac foarte tare concursurile de acest gen și începând de la Balcaniade, chiar și europenele și mondiale sunt concursuri care mie îmi sunt foarte dragi și pe care le aștept în fiecare an cu mare drag. Da, domnul Tudorie, mai sunt sprinter buzoieni care vin din urmă? Nu. Momentan nu e singura marină. Da. Cam pe ce suntem noi specializați? Bine, o să vorbim și cu niște băieți în cea de-a doua parte, nu dezvăluim o surpriză. Ce găsiți la Buzău, la șes sau la câmpie? Că... Păi noi ne trebuie să găsim copii talentați, copii ca să facă mișcare. Din păcate nu găsim. Nu vor să facă, mergem în școli după ei, nu vor să facă, nu vor să vină la stadion să facă mișcare. Nu neapărat atletism, mișcare. Dacă îi vezi pe toți, și pe stradă, și acasă, și în autobuz, oriunde îi vezi, telefoane în mână, tot numai asta are în cap, n-au altceva, n-au... Și părinții sunt de vină, în primul rând, că nu-i trimit să facă mișcare. Îi lasă pe telefoane, cât sunt de mici, le dă telefoanele și uite pe ei, ca să stea în pace, să stea liniștiți. Nu este corect. Păi, telefoanele sunt foarte bune acum, că unele monitorizează pulsul, dar vedeți... O să vor apărea acum, în 2019, și telefoane între alea care vor suna singure la 112 dacă se oprește pulsul. Deci sunt, au și telefon. Știu la ce vă referiți. Da. Vreau să mă întorc un pic la momentul Tampere și la competițiile astea unde se alargă în mai multe runde. Serii, semifinale, etc. Cât de importantă este recuperarea între două zile? E extrem de important, având în vedere că tu depui efort maxim în cele două, respectiv trei curse pe care le alergi, pentru că noi nu suntem în postura de a ne relaxa în serii și să fugim apoi mai tare în semifinale și în finale, pentru că noi nu suntem la nivelul celor de afară. Fiecare cursă pe care noi avem, începând de la serii, trebuie să fie, cum se spune, pe viață și pe moarte. Și e important să te refaci și să ai
metode prin care să te refaci, să ai masaje, să ai tot felul de aparaturi, să ai, să dispui de lucrurile astea. Sportivii români au așa ceva? Au și nu au. Vă uitați cu jind la... Nu mai au. Deci cum aveam noi când eram cu Gabriela Sabă, eram o echipă. Era masior, era asistent medical, eu, sparing cu partenerul care eram cu ea și antrenorul. Eram patru persoane lângă ea. Bănuiesc că și pentru ceilalți trebuie să fie așa la fel, pentru că altfel, dacă nu ai recuperarea, ce spune dumneavoastră, nu poți să concurezi următoarea serie sau finală dacă nu ești recuperat. Nu poți să tai tot. Trebuie să te recuperezi, să fii mult mai apt decât ai fost în calificare. Uite o fotografie, mă întrebam că sunt și niște fotografii care au surprins foarte bune momentele alea de efort intens, cel puțin la sprint sunt câteva secunde unde se ardă mii de calorii, adică e efortul la maximum. Da, într-adevăr, noi avem o probă foarte solicitantă din punct de vedere fizic cât și psihic, pentru că par 100 de metri și zici că ai, poți să treacă repede și nu-ți dai seama, dar e extrem de dificil să te poți aduna, să te poți concentra și să dai tot ce e mai bun din tine, pentru că până la urmă, în probele pe care le fac eu, tu trebuie să dai tot ce ai mai bun, altfel nu ajungi nicăieri. Cam câte calorii arde o sprinter așa pe o cursă? N-aș ști să vă spun, pentru că nu știu. Da, uite, de exemplu, n-am văzut, evident, acum facem o paranteză așa mai meschină, mai de cancan. Sunt sportivi care iau în greutate după retragere, n-am văzut sprinteri, unii chiar la vârste venerabile, care să fi pus pe ei. Păi, de exemplu, antrenoarea mea, care are o vârstă foarte frumoasă, da. Și care îi urăm sănătate, da? Și arată extrem de bine. Da. Arată extrem de bine. Ea fiind sprinteră. Da. Încă în care recordul național la ștafeta 4x100. Așa, făcut parte din echipa aceea. Și arată extraordinar de bine. Și sunt mulți, mulți sprinteri care arată foarte bine după ce s-au retras. Acum depinde și de organismul fiecăruia, na. Da. Apropo, printre sprinteri ai prietene, ți-ai făcut? Noi ne înțelegem între noi. Mică, da, noi ne înțelegem între noi. Nu cred că există, eu știu ce, rivalități sau cel puțin între anumite persoane. Eu personal nu dau curs răutăților și altor lucruri de genul ăsta. Noi ne înțelegem foarte bine între noi majoritatea și suntem un grup așa foarte frumos. Care este cea mai bună prietena ta? E de bine. N-aș putea să spun că am o cea mai bună prietena mea, pentru că nu am. Eu sunt cea mai bună prietena mea. Da. Apropo, vorbim de campionatele astea de la Tampere. Ne-am uitat și noi, am găsit niște clipuri pe net, grație Federației Internaționale. Care este diferența asta? Și aici o întrebare pentru amândoi. Care este diferența între sprinterii români, să zicem, polonezi, habar n-am, și cei americani și jamaicani? Păi nu știu, cred că toate pleacă de la faptul că ei au condiții mai bune decât noi, au refacere mai bună decât noi. Cred că pleacă de la lucruri simple, pentru că până la urmă și ei muncesc la fel cum muncim și noi, nimeni nu muncește mai puțin. Poate ei muncesc mai cu cap, cine știe. Dar cred că lucrurile astea pleacă de la refacere și refacere, de la pregătire. Asta e cea mai bine, refacere. La un moment dat se vorbea despre genă, ca și în basket, unde rar mai întâlnești un jucător de... Sunt câteva sporturi, să zicem așa, care favorizează care au calități, da, calități ale lor deosebit de față de ceilalți. Când vom vedea, să zicem, o sportivă din România care ajunge într-o finală de olimpiadă, în primele 8? La ce vă referiți? La proba ei de sprint? La proba de sprint, evident, celelalte, da. Am avut și am avut și eu. Am avut gălăzi de medalii. Eu cred că sportivii sunt pe lângă noi, trecem pe lângă ei, dar nu sunt descoperiți. Deci cred că mergem pe lângă stradă, dar nu îi descoperim. Și sunt sportivi. Nu mă lași și la mulți, peste tot sunt. Dar trebuie umblat după ei, trebuie umblat după ei, trebuie convins părinții să-i lase și cred că o să în timp o să avem. Și acum avem o decădere, într-adevăr așa este, Federația de Atletism cu rezultate care le are, e o decădere. Dar eu cred că în timp se va reveni la normal și vom avea rezultatele pe care le-am avut în urmă cu câțiva ani. Da, e un vid așa de sportiv de care se plâng mai toți antrenorii la toate probele. Unele dintre motivele ați menționat și dumneavoastră, e greu să mai găsești copii care să aibă aplecare pentru sport și nici nu mai e foamea aia pe care o aveau sportivii în era antedecembristă, pentru că în anii 80 de multe ori veneai la sport, te gândeai că ai putea avea un viitor
Puteai să te faci inginer sau să te iai în armată după ce te liceu. Acum a intervenit și problema asta cu clubul care s-a înființat și care ne poate ajuta după juniorat. Mulți sportivi nu mai au ce face. Ba să duc la facultate, ba să lasă, pentru că nu au susținere. Amând un club mare în spate, cred că clubul nostru e destul pentru a ajuta un club mare, zic, te poate ajuta să îți menții în continuare să faci performanță. Eu cred că asta e un avantaj pentru cei, uitați, avem aici, de exemplu, un sal, o să-i vedeți următoarea emisiune, pe Căsva Sportiv, care au terminat junioratul și clubul deja, de la 1 octombrie, preluăm noi de tot și sunt ai noștri și putem să le oferim altceva, adică să nu mai pleci într-altă parte. Să fie apropo aici de club, Marina, ți s-au impus ceva, adică în momentul în care ai semnat pentru Gloria, ai avut câteva targeturi stabilite? Nu, nici de cum. Noi am avut niște obiective pe care le-am discutat împreună și colaborarea a decurs foarte bine. N-a fost nicio problemă nici de parte, nici de cealaltă. Referitor la obiective, spuneai astăzi că mai mult contează timpii pe care o să scoți în 2019 și eventual în 2020. Planuri pe termen mediu și lung, cum spunea un înțelept român. Eu îmi doresc, cum am spus, să cobor sub 11:51 secunde cât am fugit anul acesta, ceea ce e firesc. Îmi doresc să am timp cât mai bun. Îmi doresc să câștig în continuare campionatele naționale de seniori. Îmi doresc în finala campionatelor europene, dacă se poate, ceea ce e un lucru extraordinar. Campionatele europene sunt două la anul. De tineret. Campionatele europene de tineret. Vor fi și vei participa și la cele de seniori? Voi participa și la cele de seniori de sal. De sal. Deja are baremul. Am deja baremul de... În Scoția, parcă. Da, la Glasgow. Apropo, spuneai de campionatele naționale. Tu ai, habar n-am, foarte multe medale. Ai câștigat cam tot ce s-a putut câștiga la nivel național. Vorbim de 100, vorbim de 200, vorbim de indoor. Care mai e challenge-ul? La un moment dat, unii sportivi nu mai văd nicio provocare în a participa la un campionat național care, din păcate... Și s-a văzut și pe imagini, avem imagini grație tatălui tău. Nu se găseau imagini la televiziunile locale din orașul în care s-a desfășurat concursul. Din păcate, concursul ăsta se desfășoară așa, într-un anonimat total. Unde e challenge-ul? Păi, cred că challenge-ul este cu mine, pentru că eu îmi doresc în primul rând să câștig, eu îmi doresc în primul rând să fug timp foarte bun și provocarea este cu mine. Și atât. Din nou, în revenind la campionatul național, în România se aleargă uneori pe niște suprafețe total improprii performanței, ba mai mult care ți-ar putea face rău. Și aici domn profesor știe foarte bine despre ce vorbesc. Ai putea foarte bine să stai la Steaua, unde faci majoritatea sesiunilor de antrenament și să te antrenezi într-un mediu cât mai safe. Bazele de la noi nu sunt tocmai o problemă. Singura problemă este că pista pe care o avem noi este diferită de cea pe care concurăm la europene sau la mondiale. Asta este singura diferență și nouă ne pune probleme. Celor de la sprint, în principal, ne pune probleme pentru că ai o altă alergare pe ea, ai alt fel de pași și te pune într-o oarecare dificultate, dar cred că o să reușim să învățăm până la urmă și noi să alergăm pe astfel de piste. La ce trebuie? Noi alergăm pe ce? Noi alergăm pe un fel de pistă mai moale, iar pista de acolo este mult mai tare și mai rapidă. Noi suntem învățați să alergăm pe cea de aici, în care trebuie să împingi și în care trebuie să fiu o persoană puternică ca să poți să ieși din ea cât mai repede. În schimb, acolo, pista fiind foarte rapidă, trebuie să dai foarte repede din picioare, nu mai merge să împingi în ea pentru că nu te mai aruncă în față, te aruncă în sus, ceea ce nu-și dorește nimeni. Alea de afară să mai rigide, spui. Da, da, da. E tarafat, cum se numește? Pista Mondo se numește acum. Am înțeles. Da. Uite, îmi spune cineva, ești foarte frumoasă, Marina Baboi, să ai sănătate și putere de muncă. Lumea, sunt sigur că sunt buzoieni la ora asta care e posibil să nu se fi uitat niciodată la un concurs de atletism. Dar în momentul tu trebuie să înțelegi că în momentul în care aduci o gălată de medale și spun nu e nimic peiorativ în cantitatea asta de măsură, lumea te apreciază pe stradă. Ai fost oprit așa de buzoieni? Da. Te-ai așteptat? Da, mi se întâmplă, da. Ți se întâmplă și cum te simți? Și mă bucur foarte tare. Adică bănuiesc că te bucuri și mai mult că ai revenit la Buzău. Da, mă bucur foarte tare, mai ales acum că, așa cum am spus, am revenit acasă.
Eu mă bucur foarte mult atunci când lumea mă oprește sau mă recunoaște sau... Da. Sunt lucruri care cred că ar bucura pe oricine. Da. Domnul Tudorie, cum stăm cu suprafețele astea pe care se antrenează sportivii? La dumneavoastră e și mai greu, vă antrenați până crâng. La noi e mult mai ușor, adică chiar dacă va intra stadionul în renovare, se va face stadionul, după cum am înțeles, în cel puțin un an, doi va fi gata, după cum se vorbește și sigur se va face. Pentru noi e mult mai ușor. Mergem în crâng, alergăm prin pădure, mergem la Munteoru, cel la greutate îi facem un cerc undeva într-o zonă anume și aruncă acolo, dar pentru ea nu. Pentru ea nu puteam și nu avea cum să faci mare performanță pe zgură care de fapt nu e zgură. E beton. Toată zgura a zburat din cauza vineau zmurdu acolo și zgura s-a dus, nu mai e deloc. Da, o să luăm o pauză de publicitate, dar înainte vreau să-mi spui, Marina, pentru că vor intra colegii tăi în studio. Deci să facem o recapitulare. Campionatul european din Scoția, cel indoor. Chiar, apropo, care îți place mai mult? Indoor sau 100? Amândouă îmi plac la fel nu de tare. Nu există, deci nu se da, poate. Da, da, știu, toată lumea mă întreabă lucrul ăsta și răspund de fiecare dată la fel. Poate că am o mică afinitate față de proba de 60 de metri, dar nu e o diferență. Mie îmi plac toate trei probele atât. E o probă mai tehnică, cea de 60? Nu e o probă mai tehnică, e o probă mai explozivă în care mai n-ai rapide, timp să faci da. Foarte, foarte multe lucruri și... Cum se vede. Și trebuie să ai explozie, da, presupun da, foarte. Da, da, da. La Balcanii ce mai vei mai participa? Da, cu siguranță, doar când voi participa la Balcaniada, la Balcaniada de seniori. Mare vreun rost? La Balcaniada de seniori sunt sportive care au fost campioane europene, care au fost în finale la Olimpiadă, sunt sportive foarte puternice la seniori la noi în Balcani. Și la europenele din Scoția ce obiectiv ai? La cele de seniori? Fiind prima dată când particip la o competiție de seniori, la o competiție internațională de seniori, doar faptul că merg acolo pentru mine este ceva extraordinar și anul acesta mi-am dorit să ajung acolo, însă o sutime de secundă m-a ținut departe. Îmi doresc foarte tare să ajung și să fug acolo un timp cât mai bun. Asta e principalul meu obiectiv. Dacă reușesc să trec de serie, cu atât mai bine. Da, mulțumim frumos pentru prezența noastră în studioul nostru. Știu că ți-ai rupt dintr-un orar foarte, foarte încărcat. Și multă baftă în bătălia asta cu sutimile de secunde, pentru care pentru voi chiar contează. Revenim după publicitate.